Ine ha preso un ring gigacalorie, un condiții care nu mai băga la nivelul distribuitorilor. O altă problemă pe care am ridicat-o și nimeni, poate în următoarea perioadă să ia măsuri, asociațiile de proprietari, cui sunt subordonate, să fie subordonate cuiva. Nimeni nu știe ce fac aceste asociații cu banii, nu îl trag nimeni la răspundere, nu sunt subordonat, nici direcții de finanță sau primării, sau trebuie să aibă o subordonare, vehiculează miliarde de lei în fiecare an. Altă problemă, de ce nu avem posibilitatea să cumpărăm gaz de la intern? De ce cumpăr eu de la Gaz de France? Gaz. De ce nu cumpăr de la intern? Este mai ieftin. Deci Gaz de France cumpără de la RomGaz gaz, așa, și îl vinde după aceea nou. Sunt niște lucruri care ar fi trebuit guvernul să le aibă în atenție, ținând cont că, începând cu acesta, nu vom mai avea subvenție și să putea reduce un pic costurile acestea. Nu o să iau apărarea domnul Popescu, domnul Popescu, dar toate certurile din țară au astfel de probleme. Și dacă vreți să pot da și o situație așa, cam care sunt datoriile și greutățile prin care trec aceste certuri. Cu niște măsuri luate, respectând tot lanțul acesta, începând de la refacerea centralei termice, refacerea punctelor termice, rețelelor secundare, rețelelor principale, refacerea termoizolației blocurilor, în momentul în care acest lanț se va termina, sunt convins că această energie termică în sistem centralizat va fi cea mai ieftină. Vă mulțumesc mult!